Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Cu modestia unor oameni care știu că n-au nimic bun decât ce dă Dumnezeu, vreau să ne apropiem de Cuvântul Domnului pe care l-am citit, respectiv Apocalipsa, capitolul 14, în lecția numărul 44. Lecția aceasta, numărul 44, încheie paranteza pe care am deschis-o cu ultimile 5 lecții, când am încercat să facem o prezentare a celor 3 interpretări majore, principale, care explică răpirea în funcție de necazul cel mare. Drept pentru care ne-am luat 5 lecții într-o paranteză creată între capitolele 13 și 14, și paranteza aceasta a durat 5 lecții biblice în care am încercat să punem la dispoziția fraților și surorilor cunoaștere despre interpretările principale din istoria bisericii de 2000 de ani, interpretări care explică Cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește răpirea bisericii în funcție de necazul cel mare. Adică necazul cel mare a fost ca un element de reper fix și răpirea bisericii am așezat-o mai întâi la început pentru cei care cred că răpirea va fi la început, apoi la sfârșit pentru cei care cred așa și apoi undeva în timpul necazului pentru cei care cred în răpirea dintre cele două mânii, a diavolului către credincioși și a lui Dumnezeu către necredincioși. Ei, acestea toate fiind spuse, acum când se încheie paranteza aceasta, vreau să continuăm călătoria noastră spirituală în Scriptură și să ne aducem aminte de ultimile lucruri spuse înainte de paranteza care a explicat răpirea, pentru ca lecția acestei serii să aibă o introducere și un punct de pornire, aducând aminte evenimente și lucruri rămase în urmă, de care trebuie să legăm continuarea studiului nostru. Aduceți-vă aminte că am găsit în Cuvântul Domnului, în capitolul 12, semnul mare, când o femeie naște un copil, adică Israel, îl naște pe Domnul Iisus. Apoi Satana este aruncat pe pământ, el își creează două făpturi monstruoase pe care le folosește pentru a globaliza lumea și pentru a o determina la închinare pentru el, pe Anticrist, care este prezentat ca un monstru, ca o fiară teribilă, urâtă, hidoasă, monstruoasă. El care este reprezentantul politic al Imperiului centralizat și anticristic și pe prorocul mincinos care de asemenea lui Anticrist este implicat în slujba diavolului și are autoritate spirituală, este reprezentantul religios al Imperiului anticristic. Adepții acestui sistem demonic sunt așezați într-un sistem numit Babilon și au un semn de identificare, așa cum încercam să explicăm cu 6 lecții în urmă, semnul 666. El este un semn, dar este și un număr al numelui și el este așezat ori pe frunte, ori pe mână. Acest semn îi identifică pe purtători cu stăpânul lor, Anticrist, cu destinul lor, iazul de foc. După cum adepții sistemului anticristic au un semn de identificare 666 pe mână sau pe frunte, tot la fel, împotrivitorii acestui sistem care sunt credincioșii, indiferent că potrivit celorlalte două interpretări dintre cele trei, că biserica va merge prin necaz până la o vreme sau până la capăt, deci va rămâne necaz, sau chiar dacă e vorba de pretribulaționism, că biserica va fi răpită la început și numai cei mântuiți în timpul necazului, prin martiraj, de pildă Israelul și ceilalți dintre neamuri. Dar important este că oamenii credincioși din necaz vor avea și ei
un semn de identificare. Acest semn de identificare arată stăpânul și după cum necredincioșii au 666 pe mână sau pe frunte, credincioșii vor avea numele Domnului Iisus sau numele Tatălui pe frunte ca semn de identificare. Un semn de identificare va avea fiecare individ. În concluzie, nu va exista niciun om în timpul necazului cel mare, în mod special în a doua parte, care să nu aibă semnul de identificare. Unii însă vor identifica pe stăpânul lor ca fiind diavolul, alții pe stăpânul lor ca fiind Dumnezeu. Capitolele 14 și 15 vorbesc despre același lucru, au un subiect comun, chiar dacă noi nu am citit decât capitolul 14. Ele sunt așezate aproximativ la jumătatea cărții Apocalipsa, undeva între cele 7 trompete care au fost și cele 7 potire, cupe, pahare care vor veni. Și sunt sfârșitul revărsării mâniei lui Dumnezeu peste planeta Pământ, care este zdruncinată teribil în timpul necazului cel mare. Capitolele 14 și 15 au drept scop să încurajeze biserica, credincioșii, pe Israel, pe oricine se teme de Domnul și păzește poruncile lui, la acțiunea de descurajare creată de capitolele 12 și 13. Observați în capitolele 12 și 13 că Anticrist face război cu sfinții și biruiește. Priviți versetele de la 5 la 8. De pildă versetul 7. I s-a dat să facă război cu sfinții și i-a biruit. Cine a făcut război cu sfinții? Anticrist. Sistemul lui. Care sfinți? Oamenii care păzeau poruncile lui Dumnezeu. Cum i-a biruit? Pur și simplu. Un sentiment de descurajare îi încearcă pe oamenii care se tem de Domnul când citesc în Scriptură că sistemul lui Anticrist, monstrul, a biruit sfinții. Aceste două capitole, 14 și 15, au scopul să răspundă la două întrebări fundamentale. Ce se întâmplă cu credincioșii care nu primesc semnul fiarei 666? Ce pierd ei dacă îl primesc? Ce câștigă? Ce pierd ei dacă nu îl primesc? Ce câștigă? Omul este individul care reacționează în funcție de interesul lui. Dacă are interes să facă o anumită acțiune, un om face acțiunea respectivă chiar dacă îl costă. Noi nu facem lucruri ușoare sau grele, ci facem lucruri care corespund intereselor noastre. Deseori facem lucruri foarte grele, dar pentru că ele răspund intereselor noastre, le facem. Alteori nu vrem să facem nici lucruri ușoare. De ce? Pentru că ele nu răspund intereselor noastre. Ceea ce îl motivează pe un om să facă sau să nu facă un lucru, oricât îl costă, este interesul pe care îl are. Ei bine, atunci când noi spunem oamenilor să nu primiți semnul fiarei, oamenii întreabă ce pierdem dacă îl câștigăm. Ce pierdem dacă îl primim? Ce câștigăm dacă nu îl primim? Cu alte cuvinte, mai pe românește spus, ce iese la afacerea asta? Ei, capitolele 14 și 15 răspund ce iese la afacerea asta. Trebuie să acceptăm că omul, din nefericire, este o persoană condusă de interese și deseori de interese personale și mai ales materiale. De asemenea, aceste două capitole răspund nu numai la întrebarea ce fac cei care se tem de Domnul, dar răspunde și la întrebarea ce fac cei care nu se tem de Domnul. Ce câștigă și pierd ei? Observați că capitolele 12 și 13 prezintă pe credincioși ca fiind învinși de diavolul și de sistemul manifestat pe pământ condus de Anticrist și prorocul mincinos. Atunci este nevoie ca Dumnezeu să prezinte în capitolele 14 și 15
faptul că nu diavolul învinge, că această învingere a lui nu este câștigarea războiului, ci doar a unei bătălii. În procesul războiului, el a câștigat doar un eveniment, o bătălie. Acestea sunt capitolele 12 și 13. Dar Dumnezeu rămâne în control. Și faptul că diavolul l-a învins în capitolele 12 și 13 este pentru o clipă. Lui s-a dat vremea asta. Vai de voi, pământ și mare, că diavolul a coborât de la voi, supărat, mânios, enervat, știind că are puțină vreme. Lui s-a dat în această puțină vreme autoritatea să-i învingă pe sfinți, pentru o clipă. Dar apoi vin capitolele 14 și 15, care continuă și opresc victoria diavolului. Și vorbesc despre cel care de fapt este adevăratul victorios, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Aceste capitole vin să încurajeze pe cei care sunt descurajați ca o reacție la citirea capitolelor 12 și 13. Capitole care de altfel vor fi o realitate de 7 ani. Pe noi nu ne sperie scrisul, ne sperie durerea reală. Acest scris într-o zi va fi o durere de 7 ani. Oamenii vor fi teribil de încercați și expuși la cele mai grozave chinuri. Asta îi va descuraja, spunând: unde este Domnul? În capitolul 14. Capitolele 12 și 13 sunt o perioadă prin care trebuie să treci. De-abia în capitolele 14 și de atunci încolo se arată adevăratul învingător și îl nimicește pe falsul învingător, pe diavolul, anticrist și prorocul mincinos. Observați, vă rog, că cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în capitolele 14 și 15 7 vedenii, 7 descoperiri. Aceste 7 descoperiri pun în evidență realități spirituale care au drept scop să clarifice cine este Dumnezeu în acest univers. Cine conduce lumea, de fapt. Nu vă uitați la cei tari care sunt răi astăzi. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Sunt ca o miriștie pe care o arde focul. Sunt ca o bucățică de hârtie pe care o suflă vântul când vine peste ea. Nu vă uitați la ei. Sfârșitul lor este ca și începutul. Ei pentru o vreme sunt înălțați în dregătorie și în nebunia lor ei nu pot fi buni în timpul acesta, pentru că structura lor este rea. Ei bine, în aceste 7 vedenii, care nu au o ordine cronologică, vă rog să țineți minte, evenimentele prezentate, adică cele 7 vedenii prezentate în capitolele 14 și 15, nu sunt o continuare a capitolului 13 neapărat, ci ce se prezintă aici ca vedenie nu se va întâmpla decât mai târziu. Dar aceste lucruri care se vor întâmpla în capitolele 16, 17, 18, 19 sunt aduse mai înainte la nivel de prorocie, de informație, sunt anticipate pentru ca să li se spună oamenilor: voi cei care suferiți astăzi și sunteți disperați, am să vă spun ce se va întâmpla mâine, pentru ca să aveți puterea să răbdați astăzi. Cine ar munci de dimineață până seara dacă n-ar fi sigur că seara primește ceva? Muncește cineva ca să își facă poftă de mâncare? Nu, că omul lui e foame și fără să muncească. Aud eu printre oameni o afirmație falsă. Nu-i nici singura, dar în sfârșit. Zice: sunt obosit că am muncit mult. Ascultă-mă, dragule, când nu muncești mult, nu ești obosit. Noi avem impresia că ni se face foame că muncim. Noi nu ni se face foame că muncim, ni se face foame că existăm. Muncești sau nu muncești, tot e foame. Și muncești sau nu muncești, tot obosit ești. Ce, când nu muncești, nu mai dormi noaptea, că nu ești obosit, tot 8 ore dormi, dacă poți. Adică dacă ai alea 8 ore, vreau să spun. Omul nu mănâncă și doarme că a muncit. Omul mănâncă și doarme că e viu și că există. Orică muncește, orică e în vacanță, tot mănâncă și tot doarme.
Cele șapte vedenii prezentate în capitolele 14 și 15. Prima dintre ele, versetele 4 și 5, capitolul 14, sunt cei 144 de mii. Începând cu versetul 1 până la 5, este prezentată istoria lor. Am să citesc din nou. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte, iată dar semnul de identificare. N-aveau 666 scris pe frunte și aveau numele său, al cui? Al mielului și numele tatălui mielului, adică Dumnezeu Tatăl. Avea două nume scris. Ei cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Nimeni nu putea să învețe cântarea afară de ei, pentru că ei fuseseră răscumpărați de pe pământ. Observați că după fiara care arăta ca un miel, în adevăr apare mielul. Iar după ce pământul e bântuit de un sistem bazat pe minciună și duplicitate, se aude cântarea celor care din gura lor niciodată n-a ieșit minciună. Ce paradoxuri! Observați, vă rog, că Scriptura prezintă aici un tablou pe care l-am mai întâlnit în capitolul 7, cei 144 de mii. Între versetele 3 și 8 din capitolul 7, ni se explică cum 120 de mii din fiecare seminție a lui Israel sunt cei 144 de mii. Aici ne întâlnim din nou cu ei. Versetele acestea au dat naștere la mai multe interpretări ca oricare altele. Una dintre interpretări este că cei 144 de mii sunt evrei și în Ierusalim, în mod fizic, vor sta cu Domnul pe muntele Sionului. Psalmul 2, versetul 6. A doua interpretare spune că cei 144 vor sta pe muntele Sionului, dar pe muntele Sionului în cer, în slavă. Indiferent care este interpretarea corectă, câteva lucruri sunt clare. 1. Ei vor cânta. Oamenii ăștia cântă pentru că au cui. Mă înțelegeți? Oamenii ăștia cântă pentru că au cui. N-ați fost niciodată în prezența unui tată sau unei mame când se întâlnește cu fiul lui sau cu fiul ei? Ați văzut cum reacționează dumneavoastră, stați și vă uitați, iar ea sau el, mama sau tata, sare și îl prinde pe copilul cu care s-a întâlnit în brațe. Dumneavoastră nu faceți același gest, că n-aveți față de copilul ăla poziția de mamă sau tată. Ea nu știe cum să sară de bucurie și dumneavoastră te uiți rece și indiferent. N-ai cum să cânți dacă n-ai cui. Cum să-i cânți Domnului dacă n-ai nicio legătură cu el? Spune Scriptura: Doamne, Doamne, n-am profețit noi, n-am învățat noi, n-am slujit noi. Și Hristos spune simplu: nu vă cunosc. Voi nu mi-ați cântat niciodată. Voi cântați după gusturi. Cântarea de laudă nu este manifestarea iubirii pentru voi, ci este reprezentarea intereselor voastre. Observați că oamenii aceștia se definesc prin faptul că au cântat. Au cântat pentru că aveau cui. Cântecul era expresia de iubire, de adorare, era manifestarea de plăcere, de bucurie, de închinare. Oamenii ăștia au cântat. Frați și surori, atunci când veniți în adunare, obișnuiți-vă să cântați. Dumneavoastră puteți să nu cântați, dar știți cine pierde? Faptul că nu cânți arată că în inimă nu ai calitatea, poziția, setea aceea să-i spui cuvinte de iubire Domnului, să-L lauzi. Dacă fiecare dintre noi ne vom manifesta mofturile pe asta n-o cânt, că asta e făcută de Beethoven, și pe asta o cânt, că asta e făcută de fratele moldoveanu, iertați-mă, o să facem o adunărică pentru dumneata cu moldoveanu, o adunărică pentru dumneata cu transilvăneanu și o adunărică pentru dumneata cu nu mai știu cine. Frați și surori, dacă împărțim biserica lui Dumnezeu după astfel de criterii, de ăsta nu-mi place cum predică pentru că are vocea joasă și de ăsta nu-mi place cum cântă pentru că are chitara nu știu cum,
Oamenii ăștia au cântat. Au cântat că l-au iubit pe Domnul. Nu întotdeauna mâncăm ce ne place, dar întotdeauna mâncăm că altfel murim. Apoi un alt criteriu. Oamenii ăștia priviți că au fost virgini, au fost necăsătoriți. Scriptura folosește următorul termen aici, verguri. Asta înseamnă virgini. Erau necăsătoriți. N-au avut niciodată o relație intimă, n-au avut niciodată experiența căsătoriei. Și veți spune, asta înseamnă că este păcat să te căsătorești? Vedeți, lucrurile câteodată par mai complicate, de aceea este nevoie de mai multă lumină. Apostolul Pavel vine și lămurește această problemă atunci când spune următorul lucru. Într-o vreme ca aceasta, care vreme? Ce înseamnă într-o vreme ca aceasta? La care vreme se referă Pavel când spune într-o vreme ca aceasta? Dacă nu știm la care vreme se referă, noi punem vremea asta unde ne place nouă, unde se potrivește cu predica noastră. Apostolul Pavel a trăit într-o vreme de mare prigoană, când a fi credincios și mai ales slujitor însemna să te ascunzi, să fugi din loc în loc, lucru care ar fi fost imposibil cu o familie după tine. Una este să te ascunzi tu singur, un bărbat în toată puterea cuvântului, dormcând într-un pom, când ascunzi la un frate, când pe câmp, când în pădure. Nu mai porți grija unei neveste care e mai sensibilă, mai delicată, nu mai porți grija la 5 copii după tine și ești tu singur. Și Apostolul Pavel spune, într-o vreme ca asta, vă sugerez să fiți ca mine. Cum? Necăsătoriți. De ce? Pentru că este mai ușor să fii tu singur într-o vreme de prigoană decât să ai după tine o familie întreagă. Tu poți să mănânci și două smochine dintr-un pom, dar ai copilul, ai nevasta, ai un copil bolnav, unul mic, unul, dă-i suzeta, dă-i sticluța, dă-i laptele, dă-i... Nu mai merge cu tine așa. Observați că în vremea asta de prigoană, în vremea asta de teribilă prigoană, cei 7 ani, Scriptura prezintă niște bărbați care s-au dedicat lui Dumnezeu fără ca să-și asume responsabilitatea căsătoriei. Biblia spune, cine și-a nevastă trebuie să se ocupe de ea. Nu poți să-ți iei nevastă și să spui, nu mai fiu așa sensibilă. Păi dacă ai luat-o, ocupă-te de ea. Iar dacă nu ești în stare, lasă-o în pace. Alege! Vrei și cu nevastă și cu iresponsabilitate? Îți ori place căței, dacă înței cățel trebuie să-i dai să mănânce, trebuie să-l perii, trebuie să-l speli, trebuie să-l cureți. Așa și mie îmi place să mă joc cu cățelul 5 minute, dar cu al vecinului și după aceea vecinul hrănește, nu-i responsabilitatea mea. Continuă cuvântul Domnului în partea a doua, versetului 4, și spune, ei vor urma pe miel oriunde va merge el. Dumneavoastră vă imaginați tragedia acestei afirmații? Să te duci oriunde se duce Iisus? Oriunde. Oriunde. Fără condiții, fără limite, fără pretenții, oriunde. În comoditatea vremii pe care noi o trăim, această afirmație pare bizară. Niște oameni atât de mofturoși, aia nu vreau așa, aia nu-i predică, aia nu-i cântare, trebuie să joace toată lumea cum vrei dumneata. Trebuie să predic cum îți place dumitale, trebuie să cânt cum îți place dumitale, trebuie să conducem slujba cum îți place dumitale, trebuie să facem alegeri în comitet cum îți place dumitale. Și sunt aici 8-900 de oameni, pe care să-l împaci? Ai milă, Doamne, de mine, pe care să-l împaci? Scriptura spune, ăștia nu pun condiții, ăștia merg oriunde se duce Iisus. E teribil să te duci oriunde se duce Iisus. Foc, ploaie, ziua, noapte, necaz, du-te. O grămadă de mofturi astăzi fac ca acest verset să fie un ideal aproape imposibil de atins. O grămadă de mofturi. Dacă nu faci așa, plec. Dacă nu faci așa, vin. Dacă nu faci așa, oamenii lui Dumnezeu. Cine e slugă, e slugă. Cine nu-i slugă, nu-i slugă.
Nu poți să-i poruncești unuia care face pe Domnul, că Domnul știe să poruncească, nu să primească porunci. Dar sluga altceva nu știe decât să primească porunci. Yes, sir? Da, Doamne? Da? Da? Nu poți să-l umilești prea tare, că la modul lui de viață e umilit. Sluga trăiește jos, n-are unde să se ducă mai jos. Sluga trăiește în umilință, nu poți să-l umilești că el e umilit de felul lui. El așa s-a născut și așa moare și așa trăiește. Trăim într-o vreme când confundăm democrația americană cu calitatea de rob a Bisericii lui Iisus Hristos, unde oamenii au adus mofturile de afară în Biserica lui Dumnezeu și devin din ce în ce mai mari și din ce în ce mai multe, și lucrurile astea nu mai poți să le spui că se supără el, și pe astea nu mai poți să le spui că se supără el, și pe astea nu mai poți să le spui că se supără el, și până la urmă nu-ți mai rămâne decât să cânți așa într-o cușculiță, căldicel. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu ne folosește nici nouă, nici copiilor noștri. N-are rost să ne mai tocim pantofii venind aici. N-are rost. A treia parte a versetului 4. Ei vor fi primele roade. În Romani, în capitolul 11, versetul 6, Scriptura vorbește despre Israel ca fiind primele roade, dar în capitolul 16, versetul 5, vorbește și despre biserică ca fiind primele roade. În prima parte a versetului 5, Scriptura spune: în gura lor nu s-a găsit minciună. Mă veți întreba, este ceva special să nu se găsească minciună în gura lor? Și eu am să spun da. Mai ales dacă ținem cont că Scriptura vorbește că în timpul necazului cel mare nu s-a găsit minciună în gura lor. Acum, când dacă te supără cineva, faci, chem poliția? Mă, un pic, dacă merge cineva aproape de tine în spate, chem poliția și spui: întreabă-l, domne, pe la ce tot merge așa aproape de mine, că mă simt inconfortabil să conduc mașina cu el în cârca mea. Aici există poliție care te apără, noi existăm să te protejăm. Dar în vremea aceea nu te mai protejează nimeni. Toată armata lui Anticrist vrea să te omoare. Cui să te plângi? Ba dimpotrivă, a făcut război cu sfinții și i s-a dat să-i biruiască. I s-a permis să-i biruiască. Na, încordează-ți cocoașa și vină încoace. I s-a permis să biruiască. Cine? Anticrist. Pe cine? Pe sfinți. Na. În vremea aceea teribilă, în gura lor nu s-a găsit minciună. Imaginați-vă că putem să ne imaginăm noi multe lucruri care ar putea fi posibile atunci și ar putea fi folosite drept exemple la subiectul pe care îl discutăm. Imaginați-vă că aveți familie și că aveți pe cel mai mic copil ascuns undeva și că vine autoritatea să vi-l ia și să-l omoare. Poate chiar în fața dumneavoastră, ca să vă determine. Ei au puterea. Unde este plângi? Primarul e cu ei, poliția e cu ei, toată lumea e cu ei, cu dumneata nu mai e nimeni. Și că spune: unde ți-e copilul? E în casă? Nu e adevărat că de aici, fără să vrei, pornește cuvântul? Nu, nu e în casă. Ce mare filozofie, că după aceea te pocăiești, postești, te rogi și Dumnezeu te iartă. Uite ce spune Scriptura: în gura la ăștia nu s-a găsit minciună. Vă puteți da seama ce ținută morală înaltă? Vă puteți da seama că noi trebuie să stăm lângă oamenii ăia, în aceeași împărăție, să satisfacem același Dumnezeu, să intrăm în același loc? Oamenii, uitându-se la noi, n-ar putea să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, mie mi-ai cerut să nu mint niciodată și ăsta a mințit în fiecare zi. Ce fel de Dumnezeu va fi ăla când va pune în aceeași împărăție niște oameni care n-au mințit niciodată, într-un timp teribil de greu, cu niște mincinoși care au mințit toată ziua fără niciun motiv? Îl vedeți pe Dumnezeu în stare să facă compromisul ăsta? Dacă da, continuați. E greu de crezut că Dumnezeu va pune în același loc, unde se intră fără pată, fără zbârcitură și fără altceva de felul acesta. Este vreunul fără pată aici? Poate cineva să spună: eu îl cunosc pe Domnul de 20 de ani, de 50 de ani, eu sunt fără pată.
gândurile mele fără pată, sentimentele mele fără pată, acțiunile mele fără pată, gesturile mele fără pată, valori, priorități, motivații fără pată, fără pată. Vedeți cine suntem noi? Este cineva care n-a alunecat niciodată cu un gând, cu un sentiment, cu o vorbă, cu o faptă? Este cineva? E diferență însă între a aluneca și a trăi. E diferență? E diferență să scape o vorbă, să te pocăiești și să du-te și să nu mai faci? Sau toată ziua, ia-l și pe el și după ce l-ai terminat, tăbară-l pe el și după aceea tăbară-l pe el și de la ultimul dirijor până la primul toacă-i pe toți și la urmă treci la amvon. E o diferență? Poate că da. Există un pic de pocăință în urma unei alunecări sau e din alunecare în alunecare și devine un mod de viață? Frați și surori, astăzi este ușor, pentru că fiecare dintre noi avem impresia că trăim la superlativ. Fiecare biserică crede că e cea mai sfântă. Fiecare familie crede că e cea mai sfântă. Fiecare individ crede că e cel mai sfânt. Și are el în minte justificările lui. Dar va veni într-o zi Domnul. Mie mi-este astăzi ușor să te judec pe dumneata. Dar știu eu tot adevărul din viața dumitale? Da, de unde? Mi-a spus mie el 3 vorbe, 2 mincinoase, una adevărată. Mi-a spus el 5 vorbe, nu-i niciuna bună. Mi-a spus el 6 vorbe, 2 da și 3 nu. Și mi-am făcut o impresie despre el. Și judecă-l și aranjează-l, că eu-s sfânt, eu-s bun, eu-s domnul. Biblia spune că unul singur are calitatea să judece. Judecătorul. Noi toți suntem slugi la același judecător. Există astăzi obiceiul judecății? Teribil, da. Ia vreo biserică atitudine în fața judecătorilor? Nu, biserica e plină de judecători. De fapt, nu biserica, adunarea. Și asta este o vreme complicată pe care o trăim, oameni buni. E o vreme de cernere teribilă. E o vreme de contaminare spirituală. Te uiți la cel din dreapta și îl vezi judecând și dând cu vorbe, te uiți la cel din stânga făcând atâtea și atâtea lucruri și ai impresia că așa e bine. Și că poți face și tu, că doar așa fac și ei. Ori norma cum trebuie să faci tu nu e cum fac vecinii, ci este cum îți spune Scriptura. Așa spune Scriptura că trebuie să faci. Cine te pune să te compari cu oamenii? Pe un om l-a trimis Dumnezeu pe pământ ca să fie exemplu? Sau pe Iisus Hristos? Frați și surori, noi putem să facem ce vrem încă puțină vreme, dar cel ce vine va veni și va judeca după dreptate. Și atunci, vorba profetului Maleahi, atunci se va face diferența între cel bun și cel rău. Atunci. Până atunci, toată lumea e bună. Până atunci, 10 fecioare se odihneau. Până atunci, 2 femei la moară. Până atunci, 2 bărbați pe acoperiș. Până atunci, 2 într-un pat. Puteai să faci diferență între cei 2 din pat? Cu ce să te uiți la el care e bun, care e rău, cu lupa? Cu ce să-l măsori? Cu ce să-l cântărești? Cu ce? Dar vine Dumnezeu și unitatea lui de măsură este suficientă. 2 femei la moară, la fel, amândouă cu broboadă pe cap, îmbrăcate decent, amândouă cu săculețul după ele în cărucior, amândouă. Te uitai la ele după ce criterii să faci diferență? Nu e nicio diferență. Și vine Dumnezeu și spune ea da și ea nu. Și tu te uiți și spui, Doamne, dar ce criterii de evaluare ai? Și Domnul răspunde sec. Se uită la cea care a respins-o și îi spune, nu te cunosc. Nu o cunoști? Adică cum nu o cunoști? Dar am profețit, am predicat, am făcut slujbă și Domnul răspunde sec, nu te cunosc. Plecați de la mine blestemaților. Și femeia aceea, bărbatul acela a trăit o viață întreagă cu impresia că e binecuvântată sau binecuvântat. Și Hristos îi spune lucruri care o șochează sau îl șochează. Blestematul le pleacă. Dar eu toată viața am crezut că-s binecuvântat. Am venit la adunare, am profețit, am predicat, am făcut slujbă.
pe undeva, toată viața am crezut că-s binecuvântat. Blestematule, pleacă de la mine pentru că nu te cunosc. Niciodată n-ai trăit cu mine, cu mine, cu Dumnezeu, niciodată. Aceasta este Evanghelia după care într-o zi vom fi judecați. Aceasta. Și aceste capitole, frați și surori, 14 și 15, au fost scrise pentru ca să ne dea nouă o impresie la cine conduce lumea. Lumea nu conduce anticrist. Lumea nu conduce Bush. Bush este o bobiță de nisip pusă pentru o vreme la Casa Albă. Dar bobița aceasta de nisip într-o zi dă un bobârnac și coboară în țărâna pământului de unde a fost luat. Și vine altul în locul lui și altul și altul și altul pentru o vreme mai lungă sau mai scurtă. Cel care este veșnic deasupra și stă la tabloul de comandă al istoriei umane este Domnul și numele lui este Domnul. Teme-te de Domnul. După cum vom vedea data viitoare, dacă Dumnezeu ne va mai ține cu viață și sănătoși, în această perioadă se prezintă, se predică Evanghelia și vom fi mirați să observăm că Evanghelia care se va predica atunci nu mai este Evanghelia care se predică acum. Evanghelia care se va predica atunci, priviți vă rog că este de fapt următoarea descoperire, următoarea vedenie, cea de-a doua, capitolul 14, versetele 16 și 17. Dacă citim acolo, cuvântul Domnului ne spune: aici cuvântul spune: temeți-vă și dați-i slavă. Observați că harul despre care ne tot spun predicatorii ne dau impresia unui Dumnezeu slab și a unei evanghelii ieftine. Noi tot timpul spunem: Dumnezeu iartă, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu iartă, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e dragoste. E asta spusă mereu și mereu și mereu. Oamenii au impresia că cu acest Dumnezeu bun și cu această stare de har se poate face orice. Și Scriptura vine și spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Mai mult de atât, cei care păzesc credința în Iisus și poruncile lui Dumnezeu. Toată lumea astăzi păzește credința în Iisus. Crezi în Iisus? Da. Crezi în Iisus? Da. Crezi în Iisus? Da. Crezi în Iisus? Da. Nu e unul care să zică nu. Toți cred în Iisus. Însă Scriptura, ca să facă ordine, spune: cei care cred în Iisus și, e conjuncție, și păzesc poruncile lui Dumnezeu. În Iisus crede toată lumea. Toți cred. Toți păzesc poruncile lui Dumnezeu? Eu n-am de unde să știu. Vă rog în această seară, scumpii mei, frați și surori, să acceptați împreună cu mine că trăim în vremurile acestea complicate care sunt specifice globalizării anticristice. Domnul stă să vină. Și anticrist stă să vină. Sunt vremuri în care dragostea se răcește și credința se diluează. Și asta se întâmplă nu doar cu alții, asta vrea să se întâmple cu mine și cu soția mea și cu copiii mei. Tot timpul noi punem aceste nenorociri că se întâmplă la alții, fără să punem și posibilitatea că ele se întâmplă și la noi. Și noi suntem oameni, toți suntem oameni. Se întâmplă asta și la mine? Se întâmplă și la dumneata? Cum îți pui diseară capul pe pernă dacă știi că în mod intenționat și repetat faci o prostie? Cum îți pui capul pe pernă? Dacă știi că trăiești într-un sistem păcătos în fiecare zi și pus la cale, organizat, și ți-ai împietrit inima și nu vrei să te pocăiești, cum îți pui capul pe pernă? Nu te gândești că s-ar putea să fie ultima plecare a capului pe pernă? Unde te duci? Vreau să te rog în această seară să nu iei mesajul acesta ca pe ceva ce vrea să te sperie. Ce interes am eu să te sperii pe dumneata? Însă noi amândoi suntem frați. Pentru amândoi a murit Iisus Hristos. Și El vrea pe amândoi să ne ierte, să ne ridice, să ne întărească și să ne pune pe un drum în care există desăvârșire și apropiere de asemănarea cu El tot mai mult și tot mai mult. Însă această performanță nu se face fără un antrenament serios la picioarele unui antrenor celebru numit Iisus Domnul.
Vă rog în această seară, cercetați-vă pe dumneavoastră înșivă. Nu cercetați pe cel de lângă, lăsați-l pe el să o facă. Dumnezeu îi dă dreptul fiecărui muritor să se cerceteze singur. Nu-ți lua dumneata drept de Dumnezeu să cercetezi pe cel de lângă, cercetează-te pe dumneata. Scriptura spune, pe tine însuți încearcă-te. Vezi, mai ești în credință? Da, credința da, da poruncile. Aș vrea să ne luăm timp pentru rugăciune încheind. Să stăm înaintea Domnului să ne întrebăm, Doamne, eu cred în Iisus, dar eu nu păzesc poruncile? Foarte multe dintre porunci eu le tratez cu superficialitate și spun, Domnul mă iartă, asta nu mai e păcat, asta nu mai e păcat, asta nu mai e păcat, asta nu mai e păcat. Și din toate păcatele posibile ale Bibliei mai mi-au rămas doar două sau trei pe care eu nu le fac. Vă chem în această seară la o cercetare personală. Dacă frații mei o să o faceți, credeți-mă, nu o faceți pentru mine, ci doar pentru viitorul veșnic al sufletului dumneavoastră. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem serviciul divin din această seară cu rugăciune, să ne rugăm cu toții Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.